zidirea soarelui se știe. Cerul a muncit o veșnicie. Noi, muncind întocmai, ne-am ales. Suntem bucuroși că iată un număr atât de mare de tineri, sunteți prezenți pentru prima dată la o asemenea festivitate, la bustul care a fost dedicat din inițiativa primarului pentru marele poet, luceafăr al poeziei românești, Mihai Eminescu. Ne bucurăm că orașul nostru are în sfârșit o statuie dedicată genului literaturii române. Astăzi, conform hotărârii Parlamentului, este și Ziua Națională a Culturii Române. Ideea a venit din partea Academiei Române, care a propus Parlamentului ca această zi, când s-a născut Mihai Eminescu, să fie Ziua Culturii Naționale. Și alte țări închină câte o asemenea zi marelor personalități ale literaturii, ale culturii sau, mă rog, ale artei din țările respective. O să începem solemnitatea de astăzi cu un tedeum pe care îl vor săvârși Părintele Protopop Vasile Pop și Părintele Dan Sideu din partea protopopiatului ortodox român Sighet. Mine, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Da, Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie după Sfântul Evanghelist Matei, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul: voi sunteți lumina lumii, nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă.
Nici nu aprind făclie și-o pun sub obroc, ci-n sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, nu am venit să stric, ci să împlinesc. Adevărat zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce se vor face toate. Deci cel ce va strica una din aceste porunci foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Dar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu puterea Ta L-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta ocârmuiești popoarele, ridicând din rândul lor oameni viteji, înțelepți și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, într-o pomenirea vrednicului om de cultură, poet Mihai Eminescu, fiu al neamului nostru, rânduit de tine să fie luminător în zile bune și povățitor în zile grele. Ne rugăm ție, scrie numele lui în cartea aleșilor tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de cei aleși din popor în numele tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument. Spre veșnica pomenire a alesului tău, Mihai Eminescu, dăruiește, bunule, celor ce au înălțat acest monument sănătate și bucurie sufletească, iar poporului nostru ajută-i ca, urmând pilda de jertfă de credință și de făptuirea vrednicilor înaintași, sub purtarea Ta de grijă, necontenit să propășească pe calea binelui, slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Se binecuvintează și se sfințește acest monument în cinstea lui Mihai Eminescu, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui. Amin. Amin. Se binecuvintează și se sfințește acest monument prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui. Amin. 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 Se sfințește acest monument prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui, Amin. Și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale Sfinților Dreților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ai tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Bună ziua!
În primul rând doresc să vă salut pe toți cei prezenți aici și eu să încep cu tinerii care astăzi mă uimesc prin numărul mare în care sunt. Vă felicit că v-ați găsit timp să veniți astăzi într-o zi oarecum simbolică pentru noi, pentru că astăzi se împlinesc 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Pentru că Mihai Eminescu este luceafărul poeziei românești, pentru că Mihai Eminescu a fost identificat cu însăși cultura română și pentru că voi, tinerii, nu aveți voie să uitați vreodată despre cultura română, despre înaintașii voștri, despre țara voastră, despre România și să fiți mândri pentru că sunteți aici și acum. Eu vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut și apreciez și sper și îmi doresc și ține de voi foarte mult și de noi ca în fiecare an la 15 ianuarie, zi pe care au numit-o cei dinainte ca Ziua Culturii Române, să ne întâlnim aici. Mi-am dorit foarte mult personal să avem această reprezentare a lui Mihai Eminescu, ne lipsea. Acum ne simțim mai întregiți. Și am să rostesc câteva cuvinte, eu le-am scris pentru că îmi doresc să fiu cât mai concis, pentru că scopul de astăzi nu este neapărat să-i ascultăm pe cei care își spun discursurile, dar și asta face parte din viața noastră. 15 ianuarie e ziua în care sufletele noastre de români vibrează la rostirea numelui celui mai mare poet al nostru, al tuturor, Eminescu. Anul acesta se împlinesc 170 de ani de la nașterea sa și în viziunea multora dintre noi această zi este una în care nu numai celebrăm un mare creator, ci este o zi de reflexie asupra culturii naționale române. Este ziua în care omagem personalitatea remarcabilă a luceafărului poeziei românești, prin a cărui întreagă creație, cultura română a dobândit un loc de cinste în lume, în panteonul culturii universale. În fapt, este un monument de sărbătoare și de cinstire al sfintei limbi române. Mihai Eminescu a rostit o propoziție pe care cred că ar trebui să ne-o amintim zi de zi. Vreau ca într-o zi, atunci când se spune uman, genial, frumos sau alte cuvinte abstracte, să se înceapă cu un cuvânt care este românesc. Noi suntem umani în măsura în care suntem români. Cred că al sărbătorii pe Mihai Eminescu nu este doar o foaie de calendar, ci e ziua în care respectăm ultima dorință a academicianului Soie Dumitrescu Bușulenga, care a aflat pe patul morții spunea, apărați-l pe Mihai. Chiar dacă lumea s-a schimbat, faptul că noi ne întâlnim an de an în 15 ianuarie, arată că luceafărul nu a pus și nu va pune niciodată. Mihai Eminescu este singurul care ne poate aduna în jurul lui, sub el să fim strânși uniți și strânși în jurul valorilor și simțămintelor, pentru că doar ele ne formează și ne unesc ca neam. Și pentru că devenirea noastră de români și devenirea noastră ca nație nu poate fi separată de Sfânta Biserică Ortodoxă Română, am să dau citire unei poezii care mie mi este foarte drag și care, din păcate, este mai puțin cunoscută. Pentru că puțină lume știe că Mihai Eminescu a scris o rugăciune. Versurile ei l-au impresionat peste an chiar și pe papă și țin să vă anunț că această rugăciune a lui Eminescu a fost recitată de către Papa Ioan Paul al II-lea la Vatican în limba română. Un lucru impresionant. Impresionat fiind de versurile poetului nostru nepereche național, a decis să arate lumii ce rugăciune frumoasă a fost scrisă de un român, astfel că în 1999, cu puțin înainte de vizita în România, cel de-al 264-lea papa a recitat în limba română, în piața San Pietro din Roma, rugăciune către Maica Domnului compusă de Mihai Eminescu. Evenimentul a avut loc într-o duminică cu ocazia binecunoscutei ceremonii Angelis, care are loc în piața San Pietro. Nu sunt un recitator, dar să vă spun ce am simțit eu. Rugăciune. Creiasa alegându-te, îngenuchiem rugându-te, înalță-ne nemântuie, din valul ce ne bântuie, fiscu de întărire și zi de mântuire, privirea-ți adorată, asupra ne coboară o maică prea curată și pururea fecioară Maria.
Noi, ce din mila Sfântului, umbră facem pământului, rugându-te îndurător, luceafărul mărilor, ascultă-ne-a noastre plângeri, regină peste îngeri, din neguri te arată, lumină dulce clară, o maică prea curată și pururea fecioară Maria. Mă bucur că sunt între voi persoane care o știau, pentru că deduceam după buzele voastre. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc să fiți prezenți ori de câte ori treceți pe aici. Am făcut exprea acea bancă ca cei care se simt îndrăgostiți de Eminescu să se așeze și să-și spună unul altuia poezii, pentru că Eminescu a fost poet nepereche și este autorul unora dintre cele mai frumoase poezii de dragoste. Vă mulțumesc pentru efortul vostru. Mulțumim, domnule primar. Dar, în primul rând, vă mulțumim că avem acest gust aici, dumneavoastră, împreună cu cei care v-au sprijinit. Deci, cetățenii orașului, împreună cu primarul, au ridicat acest bust, pentru că mulți își pun întrebarea, din ce bani? Iată că se poate face atunci când iubești cultura și mai ales când iubești acest oraș. Așa cum l-am botezat acum câțiva ani, împreună cu prietenii care erau colaborator la radio, în orașul cu poeți. Pentru că noi meritam un asemenea gust și pentru simplu fapt că aici se organizează de 46 de ani unul din cele mai importante festivale de poezie din România. Și acum, așa cum se cuvine, un moment artistic la care își dau concursul profesorul Gheorghe Ștesca de la Școala de Artă Gheorghe Chivu, doamna profesor Lenuța Petrovan și grupul vocal de la Colegiul Național Dragoș Vodă, iar versurile vor fi citite de un grup de frumoase eleve de la Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand. Pe final, după ce vom termina acest moment care este dedicat special lui Eminescu, am convenit cu grupul de la Dragoș Vodă, pentru că sunteți foarte mulți elevi aici, să vă dăm un bonus. Adică ei să termine cu un scurt recital de muzică care să se adreseze vouă. Sper să vă placă. Bună ziua! Fereastra de la mare se copila cea de crai. Fundul mării, fundul mării, fură chipul ei bălai. Fundul mării, fundul mării, fură chipul ei bălai. Iar pescarul trece în luntre și în ape veșnic. Când deodată tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros de Dumnezeu, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Șalnic arde viu, chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat de hainai, focul meu ar stinge nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis, mistuit mă vaie, de-al meu propriu rup, mă topesc în flăcări.
pot să mai reînviu luminos din el ca pasărea Phoenix. Piară-mi ochii tulburător din cale, vino iar în sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit, pe mine, mie, redă-mă. Stelele în cer, deasupra mărilor, ar depărtărilor până ce pierd. După un semn, clătind catargele, tremură largile vase de lemn. Niște cetăți. Veghind întinsele și necuprinsele singurătăți, orice noroc și întinde aripile, gonit de clipele stării pro. Până ce mor, pleacă-te, îngere, la tista-n plângere, plină de amor. Nu e păcat ca să se lepe de clipa cea repede ce ni s-a dat? Te-am înălțat cu fața către mare, să-ți fie somnul blând de alinat. Dar chipul tău frumos, ciopit cu talda, nu încape în apa zărilor mari. De aici, târziu, spui vesul tău de seară. Și vântul îi șoptește peste țară, și codul treci cu șefioară creangă, izboară râd să tânguie tău. Într-o lume relativă, ce-a făcut, ce-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi. Pe pământul vechi daci, când mai mare, când mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic, nimic. Cotitoare, îți cântă îmbrânzită la picioare și pescărușii-ți vin de ochi aproape și tu-i adăm cu focul de sub ploape. Iar noaptea, din statuia urcă în spații, luceafărul spre înalte constelații. Scriem de mult, dar Eminescu, unul s-a smuls din așteptarea milenară ca într-un alt descălecat de țară. Cu el, poet, se proclamă românul. Luceafăr blând de ziua și de seară, iubirii dulcei înfioară sânul și peste orice inimă stăpânul, ca doina peste codrul primăvară. Pe când și noi ne facem datoria, știm, ori nu știm ce s-o alegem mâne, cătăm în om și în versuri poezia, dar și cu cât îl vom urma, rămâne, prieten mai legat cu veșnicia, statornic domn scripturilor române. Fiindcă astăzi este ziua ta, cum ieri a fost și mâine o să fie, și calendarul iar se va mira, neașteptând festiva-i mărturie, dă-mi ochii tăi, aducători de gânduri, să nu-i întorci cu sila-n trecut și să te miri cum orele în rânduri în spatele amintirii n-au crescut, căci pentru tine a rămas deschis orice avânt și orice întors din cale. Și pismuim îndeplinitul vis, că zilele sunt toate ale tale. E muntele cu stele în căpătâi, e valul care s-a înălțat și nu e. E soarele ce pleacă să apuie ca să răsară în ceasul lui din tâi. Și râul, ramul, buciumul și sfântul, revolta dintre piatră și amnar și viersul unui dulce grai amar se varsă în rânsul și încep din trânsul. Și în aur viața de ni s-ar preface, noi fără el
ce-am fi decât un ciot în codrul unor freamăte sărace? Când spunem Eminescu, spunem tot. Când spunem Eminescu, spunem tot.